Bună seara, doamnelor și domnilor, este oficial. Dragnea și Tudose au reușit să taie dintr-un foc salariile românilor cu 20% după calculele fostului premier Victor Ponta sau cu 14-15% după unii experți. Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va lovi salariații din zona privată care se vor trezi cu veniturile ciuntite de la 1 ianuarie 2018 dacă patronii nu se țin de promisiunea făcută lui Tudose și nu vor majora salariile brute. Bugetarii vor avea însă de câștigat cam 2 lei, după cum s-a lăudat astăzi ministrul de finanțe într-o conferință de presă. Se anunță și pensii mai mici cu 20% pentru 7 milioane de români prin atacul masiv la pilonul 2. PSD se ia la trântă și cu multinaționalele care își externalizează profiturile și își trimit angajații la proteste în fața guvernului, așa cum s-a răstit astăzi Tudose. Chiar la această oră, sute de oameni sunt adunați în Piața Victoriei, iar mai devreme au aruncat cu hârtie igienică în curtea guvernului cadou pentru premier de ziua lui. Între timp, euro a luat o razna. În ciuda evidenței și socotelilor făcute, dar și de patron și de sindicate, guvernul o ține pe a lui. Va fi lapte și miere pentru toată lumea. Analizăm nebunia regizată de Dragnea și Tudose cu doi jurnaliști grei în această seară, Sorina Matei. Bună seara, Sorina! Bună seara! Și Sabin Orcan. Bună seara, Sabin! Avem multe de discutat în această seară pe seama acestei chestiuni. Aș vrea întâi să vedem ce s-a întâmplat astăzi, pentru că de ziua lui Mihai Tudose a avut parte de proteste. 1000 de oameni s-au strâns în Piața Victoriei și au scandat împotriva premierului și a echipei sale guvernamentale. Ordonanța de urgență prin care contribuțiile trec de la angajator la angajat a inflamat spiritele premierului. Premierul i-a cerut demisia, jos guvernul, Tudose, nu uita, România nu e a ta. Sunt doar câteva dintre lozincile preferate de protestatari. 10 persoane au fost legitimate de jandarmi, iar un protestatar a fost amendat. Protestatarii au adus un cadou simbolic lui Mihai Tudose de ziua lui. Au venit înarmați cu zeci de suluri de hârtie igienică pe care au aruncat-o spre sediul guvernului. Hârtie igienică este ideea unui prieten de-al nostru să le dăm domnilor de la guvernare această hârtie pentru să se șteargă la gură, pentru că până în momentul de față doar prostii au scos pe gura respectivă. Ore bune, oamenii au scandat lozinci împotriva guvernului după adoptarea ordonanței de urgență prin care contribuțiile trec de la angajator la angajat. Domnul Tudose, care a fost urgența pentru măsurile luate? Din păcate, noi lucrăm. Personal a fost nevoit să-mi iau liber. Am venit aici să protestăm împotriva acestui guvern incompetent. Manifestanții spun că le-a ajuns cuțitul la os. Nu sunt corporatistă, nu sunt bancă, nu sunt absolut nicăieri. Am fost ONG-istă 10 ani din viața mea, știu exact cum afectează ONG-urile codul fiscal și ar putea să trebuiască să-mi închid firma pe care am construit-o singură, din doi oameni. Sunt angajator, din numele programator, și dacă eu nu mențin salariile actuale pentru angajații mei, o să-mi plece. Pentru că este normal, ei merită banii pe care îi merită și așa am stabilit. Ceea ce înseamnă că bugetul nostru de salariu o să se mărească considerabil, 20-30%. Și evident că mă nemulțumește. Protestatarii au transmis un mesaj clar guvernanților. Plecați acum până nu vă facem noi să plecați. Au mai murit unul de Crăciun. Nu repetați istoria. Oamenii au început să iasă în stradă chiar în momentul în care guvernul adopta noul cod fiscal. Demisia! 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 Cu toții vor resimți în buzunarele proprii această nebunie pe care o face guvernul de acum. Ne conduce o clică chiar de incompetenți, de oameni fără școală, practic talpa țării. Prevederile noului cod fiscal urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie. Consecințele vor fi dramatice, atrag atenția sindicaliștii. E o lovitură de stat fiscală, pentru că e un demers care va lovi profund
de la 1 ianuarie 2018 salariații din România. Se pare că sunt adevăratul lor dușman de clasă. Blocul Național Sindical a anunțat că va contesta în instanță acest act normativ imediat după publicarea sa în Monitorul Oficial. Acum am venit pentru țopăiala asta fiscală, care nu știu în ce măsură o să mă afecteze pe mine la pensie, dar pe copiii și pe nepoții mei cu siguranță. Dragnea se comportă cu România fix ca și cu județul Telorman. Nu poate să oblige angajatorul să-i acorde 20,1% sau 22% în brut majorat la un salariu de 3.000 de lei. Singura pârghie juridică, legală, constituțională pe care o luăm de mână ar fi să mărească salariul de bază minim brut. Și în Constanța, mai mulți sindicaliști au protestat pe platoul din fața prefecturii. Da, și imediat vom merge și noi în Piața Victoriei, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt câteva sute de persoane adunate acolo. Până una alta, îl salut și pe domnul Adrian Izvoranu, de la Confederația Patronatelor. Bună seara, domnule Izvoranu! Bună seara! Imediat intrăm în dialog cu dumneavoastră și cu invitații mei din platou din această seară, însă aș vrea să mergem întâi la colega noastră, Rodica Tilică, este în Piața Victoriei, acolo mai sunt câteva sute de persoane adunate. Au fost toată ziua proteste astăzi în Piața Victoriei, oameni nemulțumiți de aceste măsuri adoptate prin ordonanță de urgență astăzi în ședința de guvern. Bună seara, Rodica, mai sunt oameni adunați acolo? Bun găsit tuturor! În aceste momente mai sunt doar câteva zeci de persoane în Piața Victoriei. Oamenii au început însă în urmă cu scurt timp să plece ușor-ușor înspre case, însă nu toată lumea. Vă spuneam că mai sunt câteva zeci de persoane pentru care, iată, frigul nu contează și mai ales nemulțumirile acestora care i-au făcut să iasă în stradă astăzi chiar de două ori, pentru că știm că au fost două proteste, unul la amiază, iar unul acum seara. Vom sta de vorbă cu unul dintre tinerii care au venit să își arate nemulțumirile. Alexandru Neculce, bună seara! Spune-ne, te rog frumos, ce te-a făcut pe tine să ieși în stradă? În primul rând, această ordonanță are niște prevederi foarte nocive pentru economie în general, dar și pentru mine personal ca și angajat în România. Ce înseamnă? Păi, în primul rând, dacă suma de pe contractul meu va rămâne aceeași și nu voi reuși în urma negocierilor cu angajatorul să măresc acea sumă, voi primi mult mai puțin în mână. Pe de altă parte, o să mă afecteze la pensie. Știu, e trist ca la 28 de ani deja să încep să mă gândesc la pensie, dar asta e generația asta, se gândește și în perspectivă. Reducerea contribuției la pensii nu este una deloc benefică și pe care eu personal nu mi-o doresc. Ba chiar îmi doresc să cotizez mai mult la pensie, astfel încât la bătrânețe să știu că voi fi cât de cât asigurat sau voi avea o bătrânețe liniștită. Iar în condițiile în care și Liviu Dragnea a declarat că statul ne fură, de ce să dau mai mult din contribuția mea la pensie către stat și nu către mediul privat? Am văzut că în seara aceasta s-a dus foarte multe suluri de hârtie igienică. Da? La ce v-ați gândit? Care a fost scopul? Nu știu exact cine s-a gândit. A fost, părerea mea, o idee foarte bună. Cred că face o trimitere și în mare parte conține aceeași, același concept, de fapt, pe care l-a avut și Victor Benciuc la Revoluție. Că prea vine lumea la televizor și vorbește. Vorbește tipic și exact la fel precum vorbeau și așa zi și mari revoluționari de acolo, care acum, culmea, se regăsesc cam în structurile de conducere de acum. Ești tânăr, vreau să te întreb cum te afectează pe tine direct aceste modificări. În cazul în care nu voi reuși să-mi măresc suma de pe contract în urma negocierilor cu angajatorul, banii pe care îi voi avea în buzunar vor fi mai puțini. Ea este atât de simplu. Da, teoretic ar trebui să reușesc, dar iarăși angajatorul nu este, slavă Domnului, că nu trăim într-un asemenea stat, astfel încât să fie obligat de către stat să mărească anumite remunerații și pensia. Din ce am înțeles, ce studia mai
citit faptul că se trece de la 5,1 la 3,7 către pilonul 2, voi avea pensia scăzută undeva cu 20%. Mulțumim foarte frumos, așadar ați văzut și dumneavoastră, oamenii sunt nemulțumiți de faptul că vor trece contribuțiile sociale de la angajator în sarcina angajatului. Sunt cei de la Corupția Ucide care au lansat acest apel pentru ca oamenii să iasă în stradă în această seară dacă nu sunt de acord cu aceste modificări pe care guvernul vrea să le facă de la 1 ianuarie 2018. Mai mult decât atât, vă spuneam că au adus suluri întregi de hârtie igienică pe care la ora 21 le-au aruncat înspre guvern. Da, mulțumesc foarte mult, Rodica Tilic, pentru această intervenție. Înțeleg că oamenii totuși au citit aceste modificări. Domnul ministru Mișa, Ionuț Mișa, care a citit propriile modificări de pe foaie la conferința de presă, i-a trimis pe protestatari să citească, să se informeze. Eu înțeleg că oamenii sunt în clar cu ce se schimbă, nu? Cel puțin invitatul colegei noastre de la cadru a explicat foarte clar. Înainte să intrăm în discuția propriu-zisă, vă spuneam că l-avem și pe domnul Adrian Izvoranu cu noi, de la patronate. Domnule Izvoranu, aș începe cu dumneavoastră, pentru că domnii guvernanți au explicat această trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat, prin aceea că patronii sunt hoți și nu plătesc aceste contribuții. Acum le trec în sarcina angajatului, dar înțeleg că tot angajatorul răspunde. Deci, cum este până la urmă? Sunt hoți? Cât patroni din țara asta nu plătesc aceste contribuții, dar a fost nevoie de harabura asta generală? Da. O să revenim la domnul Izvoran. Înțeleg că e o problemă cu... Vreau să zic că, puțin că, de fapt, știrea zilei de astăzi legată de aceste proteste... Nu e, cred că este această metaforă cu hârtia igienică pe care într-adevăr a folosit-o maestru Victor Rebenciuc acum 27 de ani. Sensul acelui sul de hârtie igienică adus de marele actor care este Victor Rebenciuc la televiziunea română era că cei care vorbeau în zilele alea destul de agitate și de tulburi la televiziunea română erau foștii comuniști. Secretarii comuniști care acum brusc deveniseră anti-ceaușiști. Și pentru că Ceaușescu nu, cum ne spunea Ion Iliescu, antinat idealurile socialismului științific. Și sigur că asta e o metaforă. Știrea zilei de astăzi este, după părerea mea, faptul că liderii cartelului Alfa, unul dintre cele mai importante sindicate din România, invită pe membrii săi să alăture acestor proteste și că trecerea contribuției de la angajator la angajat, de pildă, face ca angajatul să plătească mai mult cu câteva procente bune, adică practic să-i se ia bani din buzunar după ce aparent celui care lucra la buget, nu și celor la privat, li s-au dat celor de la buget niște bani și celor de la privat li s-au luat și celor de la buget. Adică cu o mână dă, cu alta ia. Asta face guvernul ăsta atâta cât mă pricepe la economie. O altă știre însă de astăzi arată că în cădere liberă este domnul Dragnea. Un sondaj IMAS dat publicității arată că PSD-ul s-a păstrat la 39%, adică n-a căzut foarte tare după un an de guvernare în care n-am știut bine nici cine-i primit. N-am apucat să învățăm lista de miniștri, că a plecat primul ministru cu cabinetul. Și a venit alt prim-ministru cu alt cabinet, n-am învățat prea bine să-i învățăm pe ăștia, pe Mișa, pe Șaide, pe cine-i în locul lui Șaide. Și acum a venit alt pre. Într-un an de zile n-au rezolvat nimic, n-au făcut absolut nimic, în afară de, cum să spun eu, aceste gogoși aruncate la televizor, da, dar neduse până la capăt. Și vreau să spun doar atât. Prăbușirea lui Liviu Dragnea la 15%, asta spune sondajul IMAS, este, după părerea mea, semnalul că Liviu Dragnea este în acest moment o ghiulea de piciorul Partidului Social Democrat și că se poate duce în jos... Imaginea lui poate duce în jos acest guvern, indiferent ce ar face. Da, stai că nici Tudose nu stă prea bine, 18%, Tăricianu 23%. Eu aș vrea să știu, după balamucul ăsta pe care l-au creat, dacă mai pot fi măsurați, dacă mai se regăsesc acolo în sondaje sau trec la minus. Că... O să-i măsoare oamenii ăștia de în stradă, că văd că e fric, dar au ieșit oamenii. Înainte să mergi la Sorina, am refăcut legătura cu domnul Izvoranu. Deci, domnul Izvoranu, câți patroni sunt hoți și nu plătesc contribuțiile, de a fost nevoie de nebunia asta? Doamnă, eu aș vrea în primul rând să profit de ocazia pe care mi-a dat de a mă adresa publicului și sper să audă și guvernanții lucrul ăsta. Vreau să vă spun că am înregistrat astăzi o mulțime de mail-uri, de protest din partea patronilor,
care se simt absolut jigniți de cifrele prezentate de ministrul de finanțe. Deci domnul ministrul de finanțe a spus probabil un adevăr statistic, dar l-a spus incomplet. Probabil, zic, că sunt cei câteva 160.000 sau cât a spus acolo de firme care nu și-au plătit contribuțiile. Nu ne-a spus în firmele alea câte dintre ele aparțin statului și cât înseamnă ca pondere din total cifrei datorate datorate de stat statului, deci de firme ale statului către stat. Nu ne-a spus de asemenea câte din firmele astea sunt mici, câte sunt în dificultate și dacă sunt în dificultate și dacă cineva urmărește lucrul ăsta, că asta, cu asta ar trebui să se ocupe un guvern, cu niște politici economice care să vadă că firmele astea multe care nu și-au plătit datoriile nu sunt neapărat în totalitate niște evazioniști. Vor fi printre ei și evazioniști. Dar vă spun de acum și probabil că o să avem cifrele astea și adresez provocarea asta public tuturor celor care au acces la cifre, o voi face și eu. Marea majoritate a datornicilor și a cifrelor datorate neîncasate provin din mediul public, din firmele cu capital de stat și din zone despre care ANAF-ul știe și despre care nu știe de ieri de azi, știe de foarte mulți ani, pe care și noi le-am, de multe ori le-am ridicat în emisiuni și pentru care nu a fost capabil să ia măsuri de a combate evaziunea. Evaziunea nu s-o combate pentru niște persoane lovind tot mediul privat. Dacă toți 160.000 din țara asta sunt, care înseamnă vreo 30% din companiile înregistrate, sunt evazioniști și hoți, pe atunci eu zic să terminăm, să nu mai pierdem timpul cu economia, facem direct pușcării, luăm și taxa la pușcărie și facem PIB-ul de la pușcărie, nu mai facem PIB-ul din economia de piață. Deci domnul Mișa, să înțeleg că are și a prezentat și date false și jumătăți de adevăr, în sensul că aceste companii sunt fix alea de stat, care nu plătesc contribuțiile pentru a angajat. Eu vreau să aud de la domnul Mișu informația completă, să ne spună exact care e structura firmelor care nu și-au plătit datoriile. Nu știe pe din afară, trebuie să citească de pe foaie, dacă ați văzut la conferința de presă. Sorina, ce au de gând oamenii ăștia cu... Nu, vreau să-l întreb pe domnul Izvoranu. Domnul Izvoranu, dumneavoastră aveți o problemă cu multinaționalele, adică vi se pare... o problemă cu multinaționalele subsidiare, care au subsidiare în România și care își exportă profiturile? Doamnă, povestea cu exportul profitului, eu personal cred că am spus de cel puțin 10 ori că în România se practică pricing-ul, lucru care a fost abolit. În multe alte economii nu mai e posibil datorită măsurilor luate. Ce ne spune domnul ministru astăzi, iarăși nu e o noutate. Problema e că, nu știu cum să vă spun, dacă statul român, 20 și ceva de ani, a stat cu chestia asta în brațe, știind despre ea, e foarte greu acum să vii peste noapte și să iei asemenea măsuri. Problema cu multinaționalele trebuie tratată cu delicatețe, pentru că politica fiscală față de multinaționale trebuie dusă într-un fel foarte special. Pe de o parte ne rugăm de investitorii străini să vină în țară să aducă, eu știu, capital, pe care românii nu-l au. Capitalul de care are nevoie România la resursele ei este mult prea mare pentru capacitatea internă. Pe de altă parte ne rugăm de bănci să intre în circuit. Cine face asta? Domnul, eu am vrut să zic azi o vorbă. Știți, dacă ați avea un copac acolo, eu aș scrijeli pe el acolo, Tudose plus bănci egal love. Dar e o dragoste cu năbădăi, în sensul că văd că îi critică mereu, dar să duce în fiecare lună ministerul să ia banii noștri, banii mediului de afaceri care ar trebui să intre în linii de credit, în investiții, în start-up-uri și în tot felul de alte forme care duc la dezvoltare, dar care nu se duc aici, pentru că la noi e risc. Există risc în afaceri, de-aia sunt afaceri să fie risc.
Bun, banii și acum ce se face, domnule Izvoranu? Să fim mulțumiți ăștia... că vin investitorii ăștia străini și treaba lor ceva cu profitul. Adică și au creditele de la bănci. Vă spun că am de mai bine de un an am multe date pe tema asta. Și mă uitam că circuitul cumva e același și la firmele pe zona imobiliară, care au, în general, acționariate companii offshore. Și ei ce fac? Unii dintre ei, nu generalizez, am văzut cazuri în care pur și simplu se iau credite de la băncile din România, credite cu un regim privilegiat și companiile după aceea își exportă aceste profituri în rezidențe offshore, făcând acea optimizare fiscală. Și vă spun aici că este situația, nu știu, sunt foarte multe companii, Liechtenstein, Elveția, Monaco, Seychelles, Cipru, doar dacă intrăm pe Cipru, vedem ce se întâmplă și câte companii, adică farma, imobiliare, auto, am găsit și niște preoți în Liechtenstein, de exemplu, care fac optimizare fiscală. Deci, domnule, că face și Regina. Eu am o întrebare. Asta nu s-a inventat în România. Nu s-a inventat în România și nu se face de ieri. Nu înțeleg de ce ne-a trezit acum cu chestia asta. Eu am o întrebare. E bună discuția asta, Sorina, dar eu am o întrebare. Eu, din câte am aflat acum 27 de ani, când până și Ion Iliescu ne-a spus că suntem crăcănați între socialism și capitalism, am aflat că totuși am sărit pârleazul, am sărit gardul, suntem în capitalism. Și din câte am aflat eu, corporațiile românești, străine, bulgărești, ce-or fi ele, offshore sau ne-offshore, scopul lor este să facă profit. Adică să ne înțelegem, nu, scopul lor nu este să facă fericită toată lumea. Bun. Să facă profit în condițiile legii, însă să respecte legea din România. Ama nu vorbim de infracțiuni, că avem multinaționale, cum e una rusească, gen Lukoil, cu dosar penal pentru niște transferuri de bani. Nu discutăm de aia. Îi dăm de o parte. Îi dăm de o parte. Nu știu ce e acolo. Îi dăm de o parte. Ci pe aia care respectă legile din România. Eu am exemple aici. Deci nu vreau să spun companiile, dar eu am cifrele de la... Care ideea? Că să nu-și mai ia profitul acasă, ce să fac cu el? Să-l dea, doneze în România? Trebuie să-l ia acasă. Nu se investește în România. Nu se impozitează în România. Aia altceva, să-l impozitezi. Păi te duci în Panama? Și după aia vedem datele ce fac ei în Panama. Să-l impozităm. Dar ceea ce spune domnul Izvoranu și e corect, sunt de acord cu dânsul, este că domnul Tudose are un limbaj dublu pe care l-au toți politicienii în România ultimele 20 de ani. Spune de bănci că sunt terente, azi înțeleg că îi spunea lui Mișa. Și un discurs foarte periculos. Este de tip Siriza, în care le spui oamenilor că băncile nu sunt bune. Atenție, un crac bancar ne mai lipsește. Că populismul ăsta național, populismul ăsta m-am săturat de el, că el nu produce nimic. Dar și asta e o realitate, adică de nu poți să exclui și asta. Dar ce spune asta domnul Izvoranu este absolut corect. Le dă miliarde, să împrumută statul miliarde la bănci, ăia nu mai au nevoie să crediteze pe nimeni. Nu mai au nevoie nici să ia ține de la noi economiile. Că fac miliarde cu statul, bani împrumutați de acest guvern incompetent, care se împrumută mult mai mult, ne spune Ionuț Dumitru, decât are posibilitatea să plătească, se împrumută direct la băncile din România, o mare parte, nu de afară, cu dobânzile astea. Băncile fac bani de acolo. Că au dat bani statului, totul e garantat, nu există riscuri, dobânda e bună, e ok. Trăiesc din banii de acolo băncile. În condițiile în care banii ar putea fi folosiți de bănci, dacă n-ar avea ce face cu ei, pentru business-urile private din România. Și cu toate astea este la televizor să spună că băncile sunt terente. Încă o dată, gradul de împrumutare... Aici trebuie să știi. Băncile dau credite în regim privilegiat și companiilor private, multinaționalelor. Nu. Hai să ne uităm cât sunt dobânzile date statului român și hai să ne întrebăm pe domnul Izvoranu cât sunt la companii private. Doi, câte companii private obțin credite în România? Multe. Foarte deține. Să ne răspundă domnul Izvoranu. Uită-te pe tranzacțiile financiare. Domnul Izvoran, foarte multe. Ați auzit întrebările de aici din platou? Vă spun următorul lucru. Am sunat și am vorbit și eu cu colegii noștri, cu omologii noștri din Italia, de exemplu. Și am întrebat, voi sunteți chiar așa de corecți? Adică toate plățile, în general, pe relația cu Italia, le facem cu plăți la 60-90 de zile. Nu există, eu cel puțin am cunoștință de vreo firmă italienească care plătește pe loc sau care încasează pe loc. Și i-am întrebat, dar voi aveți atâta cash încât să puteți să fiți la zi cu obligațiile, cu impozite, să permiteți,
Oricum faceți voi chestia asta, și a spus, dar noi nu lucrăm cu banii tăi la operațional. Pe operațional lucrăm cu banii din linia de credit. Nu există firmă exact. Serioasă să n-aibă linia face, de credit. Da. Deci asta... da. Bun, perfect. Ei, eu dacă vreți să vă distrați puțin, mergeți și încercați dumneavoastră să faceți o linie de credit ca firmă în România. O să trebuiască să aduceți ca garanții casele asociațiilor, casele copiilor, mașinile, tot ce aveți în casă. Da. Da? Suntem mai multe categorii de cetățeni. Sunt multinaționalele, sunt șmecherii, că țin minte o speță de la care a fost la Dicot și care a fost închisă, speța cu Remus Truică și cum își luau acei oameni credite. Exact. Și atunci? Cum exista o dată de sucursala din Paris, adică dată documentul sucursalei din Paris, am văzut niște nume publice cu notorietate în România, personaje cu notorietate, care beneficiau de credite în regim privilegiat de la o mare bancă din România și erau și actori și cântăreți și ziariști. E perfect, și putem seturiști. Discuta despre bănci, dar cădem într-o capcană întinsă de domnul Tudose Terente. Da, apropo, care ne spune așa: domnule, băncile sunt rele. Hai să vedem declarația. Da, asta a zis-o domnul Tudose în septembrie, dar e consecvent. L-ați văzut și pe Mișa, felicitat astăzi în ședința de guvern. Încă o dată, hai să revenim la ideea asta, că au loc niște pomeni electorale care se dovedește că sunt fake. Deci pomeni, avem și pomeni fake în România. Pe care ne spune Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, în care am încredere, un economist autentic care știe ce vorbește și care ne spune că, de fapt, guvernul s-a pripit cu bugetarii. Și acum, ca să învârte banii pe acolo, a venit cu această trecere de la angajat la angajator. În acest context, discutăm și de bănci pe care le demonizăm. Dom'le, economie de piață fără bănci, care n-au venit în România, aici are dreptate Tudose, nu sunt crucea roșie, dom'le, băncile sunt niște corporații care se facă profit. Ama ce să facă acționarul din, nu vorbim de Bahamas și de offshore, ce să facă acționarul de la, hai să dau eu o bancă, Raiffeisen, e o bancă austriacă, mamă, banca mamă. Ce să facă? Lasă profitul în România? Să facă ce? Dom'le, acționarii care uniți la cei mai multe din aceste bănci sunt listate la bursă. Niște oameni care au cumpărat acțiuni. Eu dacă cumpăr acțiuni la Raiffeisen pe bursă și am acțiuni la bursă la Raiffeisen în Austria, mă aștept ca sucursala din România, din Bulgaria să facă bani și să-mi fac și eu profit, nu? Da. Așa funcționează economia de piață. Tudose duce un discurs bine, Tudose generalizează agresiv, aici, generalizează, sistemul nu dă nume, nu spune infracțiuni comise de niște bănci și demonizăm băncile, ceea ce e foarte periculos. O să vedem cum o să iasă din scandalul ăsta cu băncile, că s-ar putea ca tot noi să avem de suferit și de altfel s-a și văzut cu ratele, cu roborul, cu... în sfârșit. Dar ce voiam eu să te întreb, Sorina, acum... Până la urmă, guvernul e îndreptățit să facă legislație care să privească și multinaționalele, să le impoziteze, e ok. Dar este îndreptățit să spună că multinaționalele au ceva cu guvernul, că își trimit oamenii la protest și că din cauza multinaționalelor nu pot ei să lucreze liniștiți? Bine, aici nu știu... Sau e o manipulare? Aici... Eu mă feresc de generalizări, adică țin minte că la protestele cu OUG13 a fost un șef de bancă în piață, adică l-a văzut toată lumea, dar nu știu dacă asta e politica multinaționalelor să-și trimită oameni în piață. Într-adevăr, în multinaționale lucrează foarte mulți tineri care au un alt tip de gândire... Care asta nu sunt înseamnă așa... că i-au trimis asta înseamnă că i-au trimis... Asta e tot o generalizare, știi? Băncile, nu știu ce, nu, domnule, haideți să vedem, că oricum românii nu iubesc băncile, adică asta se vede. Dar nu poți să ataci tot sistemul bancar, dacă ai probleme, numește banca cu tărie, adică asumă-ți, știi? Cum a fost cu... știi că a mai fost problema cu alimentația, că sunt anumite firme care... nu sunt conforme produsele de pe piața românească, produsele alimentare cu aceleași produse de pe piața vestică, europeană. Da. Și tot așa, nu a numit, adică a generalizat. Să nu generalizăm, să numim băncile, să numim firmele, să arătăm unde se duc acele profituri, că sunt lucruri care pot fi, sunt publice, printre altele, și verificabile. Da, dar ăsta este doar un aspect cu impozitarea multinaționalelor, cu profiturile lor aici, dar mai discutăm și despre alte aspecte, despre salarii, cu asta am și început, nu? Cu patronatele, patronii care nu plătesc contribuțiile pentru angajați și din cauza asta
s-a schimbat acum toată legislația. Încă o precizare aș vrea de la dumneavoastră, domnule Izvoranu. Înțeleg că, deși sunt trecute în sarcina angajatului, totuși tot angajatorul va fi tras la răspundere în caz că nu plătește această contribuție. Adevărat? Asta este un alt lucru care jignește și deranjează mediul de afaceri autohton. Repet, eu vorbesc aici în numele oamenilor de afaceri români, mai mari sau mai mici. Fiecare a văzut toate comunicările astea din prisma propriilor interese și afaceri și e normal să fie așa. Deci oamenii ăștia vin și spun următorul lucru. Domnule, că trece cheltuiala dintr-o parte într-alta, am spus-o cred că de prima dată când a venit vorba despre asta. Nu ne deranjează pentru că matematic chestiunea se închide. Când a apărut, azi am văzut prima dată un calcul oficial făcut de guvern, calcul oficial care nu se referea doar la procente, ci avea și cifre absolute. Și când am văzut astăzi treaba asta, am zis, da, domne, uite, că pe total, pe ansamblu, anvelopa pare să fie asemănătoare. Ei bine, nu e asemănătoare, că e un pic mai mare, adică dacă vii și o coroborezi, pe de-o parte, creșterea salariului minim, care mă va obliga până la urmă să duc mai departe în firmă de la salariul minim spre toate celelalte să majorez salariile. Deci, repet, dacă îmi faci tot timpul exemple prin procente și îmi spui că 10% e mai... Am explicat treaba asta. 10% e mai mic decât... Vreau să înțeleg așa. Dumneavoastră, ca patron, o să majorați bruturile angajaților sau nu interveniți și lăsați să piardă? Depinde pentru că... Depinde ce scrie în contract. Puțin. Între 14 și 20% va fi pierdere. Așa calculează experții în economie. Deci dacă patronii nu intervin pe brut, omul pleacă acasă de la 1 ianuarie 2018 cu 14% mai puțin din salariul net, salariul mână. Doamnă, pe exemplu, deci de aici încolo nu mai discut pe ce spune unul și ce spune altul. Pe exemplu prezentat astăzi de guvern, da? Pe exemplu, ăla mie îmi crește anvelopa pentru un salariu minim, îmi crește anvelopa, asta înseamnă, când zic anvelopă, înseamnă toate costurile mele salariale, cu toate dările, cu toate creșterile, cu tot ce trebuie, cu 10%. Da? Foarte bine. Sunt patroni, eu nu pot să oblig, atenție, eu nu sunt șeful patronilor din România, eu nu pot să le dau ordine, băi, nu știu, a zis guvernul să mărim, trebuie să mărim. Da. În primul rând că nu se procedează așa, salariul, dacă discutăm de o piață liberă, atunci salariul trebuie să fie un rezultat al negocierii. Corect. Și nu un rezultat al mercurialului inventat de guvern. Și atitudinea va fi a fiecăruia după cum îi merge afacerea. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, dumneavoastră aveți o firmă, domnul Izvoranu? Aveți o firmă? Da. Da. Păi și ce faceți cu angajați? Ce faceți în cu salariile? În cazul meu, eu le voi mări, dar repet, nu sunt, asta nu e o regulă. Unii pot mări, alții nu pot mări. Le măriți indiferent de ce scrie în contract? Păi nu, voi face contracte noi. Nu, veți face contracte noi, veți renegocia acele contracte. Face la alții, nu bănuiesc. Obligatoriu vor trebui făcute contracte noi. Dar repet încă o dată, asta nu e o regulă. Faptul că eu fac așa sau altul face invers, nu poate fi reglementat. Suntem într-o piață, sper încă, într-o piață liberă în care rezultatul, adică salariul, este un obiect al negocierii. Discutăm de o piață în care punem oferta cu... Depinde fiecare. Dacă unul caută o meserie rară, o va plăti și va mări salariul. Dacă unul are... E piața plină de ofertă de muncă, va proceda altfel. Deci nu putem face reguli aici. Dar eu vă spun un lucru. Dacă merge treaba așa, haideți să facem o chestie simplă. Domnul Izvoranu, eu vă rog... Stați un pic, domnul Izvoranu. Da, da. Sabin Orcansen, vă deranjez un pic. Domne, întrerupeți-vă un pic. Eu știu că nu sunteți șeful patronilor, sunt multe organizații patronale în România, dar trebuie să le transmiteți tuturor membrilor dumneavoastră un singur cuvânt de ordine. Dom'le, dacă nu le puteți mări, că nu vă merge afacerea, salariile angajaților, ca să acoperiți voi din costurile, din bugetul companiei, aceste costuri în plus pentru angajați, spuneți-le tuturor, să le spună angajaților, că poate oamenii nu sunt informați.
că ni se trage de la Dragnea, domnule, și de la PSD și de la guvernul ăsta. Să nu creadă oamenii, uite bă, ălora la sale a dat și mie patronul, și mie patronul mi-a tăiat bani. Că dezinformarea e la modă în România, domnule, fake news. Să înțeleagă oamenii că din cauza acestui guvern incompetent, ălora de la buget li s-au dat în plus niște bani și ăia cu dus întors și ălora de la privat li s-au luat. Deci cu o mână dă cu alta, da. Asta face guvernul. Concluzie ăsta. Înainte de pauză de publicitate. Domnule Izvoranu, scurt. Nu știu, eu cred că guvernul, dacă a găsit soluția asta și vrea să o practice în continuare și dacă îi și ține să o practice, eu zic așa, domnule, dați domnule mâine, terminați cu toate prostii, mâine dați o ordonanță să crească PIB-ul cu vreo 25%, să crească salariile până la nivelul salariului maxim din Germania, sau nu, hai să-i batem și pe americani, hai să crească până la... Și cu asta basta, dăm o lege și noi după aia vom găsi resurse și o să sfătuim patronii și să mărească salarii. Și vedem ce frumos s-a rezolvat. Ce stăm noi să ne chinuim cu economia, cu legile pieții, cu... Pierdem timpul. Mulțumesc foarte mult, domnule Izvoran. Să crească PIB-ul cu 80% și să vedeți ce frumusețe să fie. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mulțumim. Sorina Matei, e o răfuială a celor din PSD cu cei din mediul privat sau așa au ieșit socotele? Că planul lor era cu bugetarii. Acum dacă sunt afectați și cei din mediul privat... Nu cred că e un haos. Adică observ că fiecare măsură importantă... Ei au defilat... o bună perioadă de timp și au schimbat un premier care să baricadase în guvern, adică nu suntem toți uituci, cu acel program de guvernare. Fiecare măsură pe care o ia acest guvern, nu știu, sunt totuși un partid mare, iese un întreg tămbălău. Adică nici nu știu să explice. Oamenii ies la proteste și vin cu aceeași marotă, multinaționalele, băncile. Adică suntem în același film care ziua cârtiței, știi, se repetă de mai multe ori. Adică a fost o UG13, n-au știut să-l explice că e o problemă, nici acum nu știu să explice cu abuzul în serviciu. Mă rog, a ajuns în Parlament problema, l-a ieșit oamenii stradă, au venit cu această mare revoluție fiscală, l-a ieșit oamenii în stradă și nimeni nu înțelege nimic. Știi? Ei fiind singuri la guvernare. Adică asta mi se pare super. Da, majoritatea relaxată în Parlament. Știi ce mi se pare mie ciudat? Că oamenii, totuși n-au ieșit oamenii vreau să spun o chestie. Redemplumim. Economia asta de piață românească funcționează cum și care sunt perfecte. Toți avem niște experiențe neplăcute, nu știu, cu operatori de telefonie mobilă, corporații. Avem experiență neplăcută cu vreo bancă. Toți avem niște experiențe. Până încă o dată, demonizarea instituțiilor care sunt fundamentale într-o economie de piață, corporații, multinaționale, și corporații sistem bancar, românești, adică, sistem bancar, asta e demonizarea acestor lucruri duce înspre direcția Hugo Chavez de Teleorman. Iar mie mi se pare că asta e foarte periculos. Că bine. Prinde la România și românii amăreți, sunt supărați, suntem o țară săracă și prinde repede o idee de asta. Pentru că este exact ca în anii 90. Cine-i devine că nu duc bine românii? Nu știu, păi Doina Cornea, ce vrea cum să spună. Oamenii trebuie să înțeleagă că multinaționalele, domnule, patronii sunt de vină cu domnul Tudose, domnul nu Tudose, nu care să dacă ar fi un om inteligent cu 7 doctorate ar fi învățat să tacă. Domnul Tudose, dacă vrea să schimbe legislația, are majoritate în Parlament, să promoveze niște legi, să vorbească de profituri, de offshore, de ce vrea el. Dar să nu mai iasă la televizor să ne spună că băncile sunt rente, că mie mi se pare că mă uit la acest guvern, e un guvern mai de bandiți decât toate băncile și corporațiile din România. Că da, așa se comportă. Sorina, de ce oamenii sunt furioși pe legile astea cu justiția? Că am văzut duminică, da? Mulți oameni în stradă, da? Astăzi 900 de persoane au venit, au aruncat cu niște lucruri. Astăzi au ieșit pe partea de modificări fiscale și... Oamenii sunt... Nici nu... Nici PSD-ul nu explică, deci comunicatorii PSD sunt, mă rog, sunt și urâți de presă. Codrin Ștefănescu, Șerban Nicolae, Eugen Nicolicea, toate că Eugen Nicolicea, să știți că totuși știe drept. E dânsul un personaj mai dificil așa, adică l-am avut și eu în emisiuni, dar trebuie explicate. Eu am vorbit, vreau să spun, la legile justiției și cu oameni care nu ies în față și nu oameni din sistemul judiciar, care, ce să vezi, sunt de acord cu aceste modificări. Unele, recunosc. Unele.
une. Nu, că nu știi cu cine am vorbit eu. A, nu, cu toate? Eu spun că sunt mulți oameni care sunt de acord cu aceste modificări și spun că sunt probleme cu vârsta accederii în funcția de judecător și procuror, adică traseul carierei. Însă opoziția cea mai mare a sistemului și cred că din cauza asta, care nu e recunoscută public, se referă la răspunderea magistraților, deci nimeni nu vrea răspunderea magistraților. Nimeni. Sunt de acord și cu numirile astea. Sunt trei probleme. Răspunderea magistraților, unde se va afla inspecția judiciară și direcția care se va crea în parchet de investigare a procurorilor. Răspundem la întrebările astea sau la problemele astea contestate de mare parte din sistemul acesta după pauză, că ne presează timp. Ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor. Astăzi s-a luat o decizie foarte importantă care va avea efecte pentru mediul privat. Vor scădea salariile acolo cu până la 20% după unele calcule. Avantajații care vor avea ceva creșteri se vor bucura de 2-3 lei în plus la salariu. Dacă asta este revoluție fiscală, judecați dumneavoastră. Interesant este că în această seară au ieșit doar câteva persoane în Piața Victoriei. Au fost și pe zi și în această seară, dar discutam aici în platou. Cum se face că 20-30 de mii de oameni au ieșit duminică să susțină justiția, iar acum când e vorba despre salariile, despre veniturile, despre banii din buzunar, oamenii care erau fix cei din mediul privat nu s-au deranjat să protesteze. În număr mare, vreau să spun. Și e o discuție interesantă de făcut aici. Și mai e ceva interesant, Sorina. Iarăși, n-am văzut lume supărată duminică în stradă pe toate afacerile pe care le-au făcut băieții și cu sprijinul serviciilor, nu-i așa? N-am văzut supărare. N-ai văzut o pancartă cu portocală? Păi nu, n-am văzut nicio supărare, că e și asta o discuție. Ok, susține justiția, dar cei care au fost implicați în povestea asta au făcut-o cu sprijinul băieților din servicii, da? Păi, care au fost și implicați în afaceri. Da, de ce? Știi, aici, dacă spui ceva de oamenii din piață, asta e și pentru justiție și pentru, nu? Pentru problemele... O justiție corectă, da. O justiție corectă. Bun, adică și justiția are problemele ei, sunt lucruri care sunt evidente și are această reacție pe care o are de foarte mult timp. Ți-aduce aminte de când s-au tăiat salariile, pensiile în România. Când s-a încercat tăierea pensiilor în România, Curtea Constituțională a spus nu vă atingeți de magistrați. Întotdeauna magistrații au fost o castă așa, stat în stat mai special. Acum, uite, de exemplu, azi s-a dat... DNA-ul comunicat pe site-ul DNA. Cum spune? Se impune așa impersonal și imperativ. Se vrea. Se impune o poziție fermă de respingere în bloc a proiectelor prin acordarea unui aviz negativ pe întregul pachet legislativ. Deci nimic nu e bun. La urmă, DNA-ul nu legiferează. Eu vreau să spun următorul lucru. Am mai zis-o. Sigur că mi-am atras critici din ambele părți că s-a atomizat societatea românească, există doar două tabere, nu ești cu noi, ești împotriva noastră. Eu spun doar atâta, din păcate oamenii judecă pe bază de percepții și percepția oamenilor este că cei care vor să rezolve problemele din justiție care sunt reale, care sunt reale, da, sunt niște borfași. Și n-ai încredere. Eu dacă vine un vecin la mine și spune, bă, dă-mi portofelul ăsta, că am eu grijă de el și mai vii la mine din când să-ți dau niște bani. Dar eu știu că ele borfaș, nu o să-i dau portofelul. Cam asta e senzația oamenilor. Au fost borfași au fost aleși prin vot legitim. Din păcate, au fost trecuți pe listă și poporul a votat. Și tu ești nebunit de PSD și eu îți spun că PSD-ul a câștigat cu 60% și cu ALDE în Parlamentul României cu majoritate confortabilă. Dar trebuie să recunoști că la PSD la ALDE mai mulți mafioți. Petrostia PNL-ului și opoziție. Trebuie să recunoști că sunt mai mulți borfași pe listele Parlamentului, PSD plus ALDE. Deci nu am spus de la început că vor face toate schimbările astea în zona justiției, au vorbit doar de salarii și de pensii și am aflat acum cei cu salariile. Am aflat noaptea, pe la 11 noaptea. Într-o noapte, pe la 11 noaptea, ne-am trezit cu aceste modificări. Cu contribuțiile. Mulțumesc foarte mult, mai erau multe de discutat. Timpul este scurt, rămâneți cu Radu Banciu, o seară plăcută.